Hello, lume! Astăzi facem un daily. Am venit până aici pentru că vreau să-mi aplic niște cremă. V-am spus într-un video aseară că sunt răcită și mi s-a uscat foarte rău piele pe aici, pe la nas. Am avut și bubițe. Mi-a trecut acum, dar am venit să-mi aplic niște cremă pentru că m-a ajutat cu, mă rog, iritație slash nu știu ce a fost, dar da. Și vreau să am grijă puțin de situația asta, că sunt aici pensule care trebuie curățate. Mi-a venit și glossy box-ul aici și o să fac un video separat și vreau să mai strâng așa puțin din haosul acesta. Și da. Merg cu astea să le duc la baie să le spăl. Bine, urmează să le spăl mai încolo, nu le spăl acum, pentru că acum mergem jos să facem ceva de mâncare. Vreau să facem risotto. Și o să-l facem în chestia asta de orez. Nu știu dacă e bine sau nu, eu de obicei mai fac orez acolo. În chestia asta mă refer. Dar n-am făcut niciodată risotto în ea, așa că o să încerc. Sper să iasă. Sper să fie ok. Adică nu știu dacă e bine sau nu, dar eu încerc. Și cred că o să facem și niște pâine cu usturoi la cuptor pe care deja o avem în congelator. Asta ca să mâncăm așa de prânz. Vreau să iau orezul. Asta este orezul. L-am găsit la Lidl. Este risotto arborio rice. În casa noastră risotto se face după placul nostru, ca să zic așa. Avem o rețetă și de acolo am început eu să fac risotto. I-a dat-o cineva Alinei acum foarte, foarte mulți ani. Persoana respectivă e din Spania. Și da, ne-a dat chestia asta și am păstrat-o și încă o păstrăm pentru că, nu știu, așa, nu știam cum să fac și m-am uitat eu așa pe net, dar a zis el că e ceva super simplu și ne-a dat chestia asta și am păstrat-o și după chestia asta ne-am ghitat mereu când am făcut risotto. Am mai schimbat eu, de asta spun că e customizată după gustul nostru în casa noastră, pentru că am mai customizat eu cu Alina unele chestii, dar da. Și mă pun să-l fac și să vedem ce iese. Sper să iasă. Și v-am spus, e după gustul nostru. I'm just putting it out there, ok? Nu știu dacă se vede până acolo, dar sera noastră e mutată din loc și e ruptă. Așa că, da, îmi pare rău, da, sunt niște vânturi teribile. Efectiv, în ultimele seri, vântul e teribil și mută chestii din loc, oricât de bine sunt securizate. Mă bucur totuși că acest cort din spate, care îl avem aici, în față, practic, din spatele meu, dar în față la grădină, din cum ești din casă, e ok. A zburat și ăsta acum vreun an sau doi, nu mai știu, dar da, seara noastră e... E oribil rău de tot afară. Mi-am făcut aici ciocolată caldă. În ultimul timp n-am putut să dorm foarte bine, nu știu de ce. Poate și de la răceală. Dar mă bucur că azi noaptea am dormit ca lume. Și ne vedem în partea 2.